Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Marfa în vacanță. Săptămâna aceasta stăm de vorbă cu cel mai înalt rapper din România. Cel mai înalt. Pardon, cel mai white rapper din România. Așa, cel mai înalt. Este rapper. Vorba de Bibanul XXL. Salut, salut domnule. Ce faci? Salut. Ce dragi să fac. Bine, am venit pe la voi, pe la emisiune. Uite am început cum am reușit cu, să te am prindem. Am început cu brandul. Ce dragi să fac. Tu ești foarte activ. Scoți materiale pe bandă rulantă, filmezi, înregistrezi, lansezi. Păi tu mă știi de mult, niciodată nu mi-a plăcut să fiu pasiv. Vezi că se poate interpreta asta. Da, știu. Oricum la tine am observat că ultima vreme totul se interpretează. Am, cum să zic, am abordat un fel de marketing de ăsta tip Michael Jackson. Dacă piesele nu vând destul, trebuie să vindem altceva. Și atunci, dacă ăsta e brandul meu, facem scandaluri, nu? Păi, am observat că cancanul prinde, frate. Asta... Totuși, de ce atâta cancan și atâta e tăreală în rap-ul românesc? Păi știi că noi am mai avut o dată discuția asta când vorbeam despre televiziuni și emisiuni. Uh-huh. Dacă te duci într-o țară străină și pornești televizorul, cam știi ce e în țara exact. Aia, știi ce zic? Adică în maxim 40 de minute știi ce se întâmplă acolo. Știi? Deci noi ne inspirăm din ce fac cei de afară, copiem cum ar veni, nu? În mare parte. Asta este o chestie globală, nu cred că o fac doar românii. Ce vreau eu să zic, că într-adevăr am descoperit, pentru că eu am și ca meserie, știi, chestia asta. Adică uh-huh. Eu am lucrat în presă mult timp. Asta e specializarea mea. Și mi-am dat seama că în România cel mai bine vinde scandalul. Anglia este o altă țară care vinde mai bine scandal decât o piesă Beatles, uh-huh. Ce zic? Adică depinde foarte mult de personalitatea oamenilor, iar noi avem scandalul în ADN. Asta este ceva tipic românesc, e presă, asta ne îmbrățișăm. Vrea să vadă omul de rând, pănuiesc. Sau cel puțin asta crede televiziunile. Păi uite-te la emisiunile TV. Toate emisiunile TV. Eu nu prea îi suport pe oamenii ăștia care zic, domnule, eu nu mă uit la televizor. Te uiți la televizor din greșeală, te duci la un prieten, mai deschide televizor. Exact. Accidental dai pe televizor. Într-adevăr, acum toată lumea a migrat spre mediul online. Dar dacă deschizi televizorul, vei observa exact ce ți-am zis eu, o avalanșă de emisiuni din astea în care se promovează doar sex și scandal. Adică, noră pentru mama, îmi caut nevastă, ferma nu știu care, în care problemele sunt legate doar de astea sexuale, chestii sexuale, știi ce zic, uh-huh. Interacțiuni de astea, certuri. De exemplu, altă chestie foarte interesantă, am descoperit că în România scandalul vinde mai bine chiar decât sexul. Adică într-o emisiune TV ai putea liniștit să faci un scandal decât să-i combini pe doi într-o emisiune. Și ți-ai asigurat audiența. Am înțeles. Să nu-ți mai dau exemple de emisiuni de-astea de pe Canal D și să mergem prea... Le știm toți, nu e problema. Hai să ne întoarcem un pic la muzică. Să lăsăm hate-ăreala deoparte, că oricum ei asta știu să facă și o vor face în continuare. Hai să vorbim puțin de proiectele tale. Tu, mai exact, hai să vorbim de Dan Popescu, omul cu care tu lucrezi. De ăla de care prezent, profit eu tot timpul. Exact, îl pui pe omulețul ăla în permanență, ba în studio, ba la filmările cu tine. Da, hai să ne spunem cine e Dan Popescu. Meu, pe care îl folosesc de fiecare dată când am ocazie, exact ca pe sclavii de pe plantație. E un personaj care a învățat să facă de toate, înțelegi? Uh-huh. Are un nume foarte rar în România, Dan Popescu. Să știi că e foarte sonor, Dan Popescu. E rar. Destul de interesant. Suntem 17.000. M-am și interesat. Da, deci Dan Popescu sunt eu. E numele pe care mi l-a dat mama și primăria, pentru că Popescu e numele meu de familie. Uh-huh. Ca să îmi iasă
piesele și clipurile exact cum am vrut eu, pentru că tot timpul am avut discuții ba la master, ba la mix, ba la montajul clipului. Și am avut discuții cu niște prieteni care lucrau bine și am ajuns să mă cert cu niște prieteni de la niște căcaturi de astea de clipuri sau știi ce zic? Și atunci am zis, băi, stai un pic, că eu, repet, cum vin din domeniu, am fost obligat, pur și simplu, 8 ani de zile, să-mi montez o emisiune. Pentru că la televiziunea la care eram producător, așa, nu era un om, nu aveau timp de știri, de emisiuni produse, nu aveau timp să-mi monteze emisiunea. Echipa poate ani, mai restrânsă? Pentru că emisiunea, la a treia emisiune am vândut-o. Adică a început să facă bani, am fost nevoit să o fac în continuare. Îți dai seama, primele 8 emisiuni au fost, dacă ți le arăt, o să râdem de o să ne pișăm până aici, știi ce zic? Așa adică e și la noi, filmate prost, dialoguri proaste, toate alea. Dar cu timpul am făcut un brand și de acolo și numele ăsta MixXL, dacă tot vorbim de nume acum, MixXL a fost numele emisiunii mele de pe TV. Care a fost transmisă și în Eter, în toată Transilvania, era o emisiune locală, dar care avea o arie foarte mare de acoperire datorită trustului în care era televiziunea asta. Noi am reușit să facem primul trust național cu Marleni. Aveam un radio în 46 de orașe din România, adică singurul radio local național cu Marleni din țară, care ulterior a fost vândut la CBS ăștia care au chisătăr. Dar am chestia asta cu clipurile și cu Dan Popescu care le face pe toate a fost practic un nu știu cum, o variantă la toate certurile. Și am zis, băi, stai un pic că pot să le fac eu singur toate. Chiar pot. Și scot la două săptămâni. În două săptămâni ai scot un piesă clip. Sau clip. Da, pentru că piese am foarte multe, foarte, foarte multe. Încerc să lucrez aproape zilnic ca un om care se duce la muncă, pentru că nu, dacă eu acum locuiesc în București și mi-am făcut studio acasă. Dacă m-aș culca pe ureche, practic aș sta acasă toată ziua. Dar trebuie să merg și la muncă, cum ar veni, și mi-am impus ritmul ăsta. Nu este ceva... mi-au scris unii acolo tot hater de ăstea pe YouTube, îți dai seama tot felul de ăstea care stau și te analizează și mi-am dat seama, haterii sunt mai, sunt cei mai fideli fani ai mei, sunt singurii care au rămas ani de zile după mine, știi ce zic? Păi trebuie să vadă ca nu să am fani știe așa despre ce fideli. Să comenteze, nu? Dar haterii sunt foarte fideli, adică sunt cei mai fideli fani pe care i-am. Și îmi zicea unul de acolo la un moment dat, zice, domne, scoți în disperare piese, nu mai știi ce să faci și acum scoți în disperare, poate prinde ceva. Pentru haterul ăla, uite că am reușit și eu să ajung la televizor și pe YouTube. Mulțumesc părinților pentru asta și lui Tonic. Răspunsul meu pentru acest hater este că o să te doară ficatul foarte tare, fratele meu, pentru că o să scot anul ăsta în continuu piese. Sunt disperat maxim, maxim de tot sunt disperat și piesele o să curgă. Când mai ai timp de alte pasiuni, Bibone? Nu prea mai am timp. Sincer, mă trezesc, venind, mai vin prieteni pe la mine, mai mergem la o petrecere. Mă trezesc vorbind cu prietenii despre muzică. Prietenii mei n-au nicio treabă cu muzica, înțelegi? Adică nu sunt... Din domeniu. Știi că niciodată n-am pus eu în zona asta foarte socială. Oamenii sunt foarte schimbători în zona asta, nu de altceva, nu vreau să se înțeleagă greșit. Sunt artiștii, sunt, nu știu, în general oameni ok. Dar... mare parte din ei își iau filme proaste și schimbă prietenii foarte des. Iar eu nu mă, cum să zic, nu mă identific cu genul ăsta de comportament. Adică azi să fiu prieten cu unul, mâine cu altul și să vorbesc de celălalt. Mi se pare atât de penibil și atât de nebărbătesc, încât de fiecare dată când intru într-o brigadă de asta și ajung așa și văd ce se întâmplă, ușor, ușor mă retrag. Nu sunt dezamăgit, pentru că
E greu să mă mai dezamăgească ceva la câte am văzut, nu știu cum să zic. Hai să vorbim puțin de materialul tău, de albumul tău, pe care sunt sigur că de asta mulți dintre oamenii care te urmăresc l-așteaptă cu nerăbdare. De asta am făcut introducerea asta așa, pentru că se leagă bine și de album. Albumul pe care o să-l lansăm acum se numește Adevărat. Este anul acesta? Da. Eu am tot zis, și asta a fost o tactică, îl scoatem peste două luni, îl scoatem în martie, îl scoatem în aprilie. Și recunosc că și asta este o tactică. Tu ești perfecționist și poate de asta ai tot șlefuit la piese. Nu, și pur și simplu am vrut... Sau ai vrut să-l promovezi mai bine? Pur și simplu am vrut să fie un material în care oricine ar putea să găsească o piesă care îi place. Înțelegi ce zic? Adică am vrut să fie un album cu piese pentru toată lumea. Și pentru hateri, și pentru fete, și pentru băieți. Și piese de ascultat chill, nu știu, când ești pe undeva pe afară, sau o piesă de, pe care o asculti în mașină și calci accelerația un pic mai tare. Am încercat nu să-i mulțumesc pe toți, am încercat să-mi scot afară toate chestiile pe care vreau să le spun. Iar printre ultimele melodii pe care le-am scos e și una, un bărbat se numește. Spune-mi. Ce să spun? Spune, ai și o piesă, spune. Spune-mi, da. Aia este foarte veche, eu mă refeream la ăstea noi. Ascultă-mă, se numește asta de care zici tu, spune. Da, nu știu de asta ce vreau să zic. Senzația că ai și una, spune. Da. Am și una, spune-mi numele, se numește, dar de pe albumul din 2001. Adică acum 17 ani. Câți ani sunt de când faci muzică? Dacă ar fi să te uiți în vorba păi așa, dacă de când ai pornit. E să vorbim oficial, 17 ani. În 2001 am scos prima album. Deja dacă bătrân, vorbim neoficial, din 96. Bătrân și fresh în același timp. Fresh prin muzica pe care o scoți și bătrân la modul că ai acumulat o experiență în anii ăștia care au trecut. De obicei eu zic asta doar prietenilor când sunt demoralizați, dar o să ți-o zic și ție acum pe YouTube. Cum să nu? Crocodilii și rechinii sunt singurele vietăți de pe pământ care au mai mult de 4 milioane de ani. Wow! Secretul vieții veșnice pe pământ este adaptabilitatea. Eu nu, eu nu mă consider niciun om cu experiență, niciun bătrân, niciun veteran în treaba asta. Mă consider un artist foarte șmecher care o să cânte exact ca James Brown până la 80 de ani. Eu așa o văd, înțelegi ce zic, că o să mai poate o să mai am, nu știu, poate o să-mi redescoper un hobby sau o altă chestie care să-mi aducă bani mai mulți, pentru că, într-adevăr, muzica nu-mi satisface toate, nu știu, adică nu sunt mulțumit ca atunci când vindeam publicitate, înțelegi? Vinzi artă și vinzi ceva subiectiv când vinzi și, practic, nu-ți recuperezi nopțile pierdute, munca de 8-9 ore, că mai sunt și de ăștia care zic, bă, pe voi vă doare în culo cum ar veni, voi sunteți artiști, beți toată ziua, unii vă mai și drogați. Și poate este adevărat, dar cei care, nu știu, am intrat odată în contact cu muzica mea la modul practic, adică să și vină la studio și să vadă care-i treaba, 90% dintre ei mă întreabă cum mai rezist. Înțelegi? Și atunci nu știu de ce ar trebui să dau explicații unor oameni care doar își pun întrebări proaste, pentru că ei au făcut alegeri greșite în viața lor. Nu sunt eu vinovat. Ei muncesc mai mult pe, nu știu, pe bani, puțin, sau într-un mediu în care nu te convine. Și eu am lucrat de dimineața până seara de la 16 ani. Și revenind la muzică, ăsta este albumul Adevărat, pe care eu spun copiilor că strada este o fucking minciună. Nu știu acum cât de
sună prost venind de la un rapper în emisiunea ta de rap. Dar strada este o minciună, brother. Strada este o minciună. Toți prietenii mei care, cu care am fost eu în Brașov, am crescut într-un cartier cum majoritatea oamenilor din oraș au crescut. Am avut și prieteni care au ales varianta școală și muncă, sau varianta muncă fără școală și varianta fără muncă și fără școală. Deci sunt astea trei categorii, adică bagabonții sunt aia, a treia categorie. 10% dintre ei erau chiar foarte inteligenți, care dacă ar fi făcut școală, ar fi distrus mediul de afaceri la modul pozitiv. Dar au ales strada. Acum majoritatea dintre ei, nu știu, sunt de vârsta mea, 30, 35, 40, unii mai, ăia mai mari, știi ce zic? Da. Și majoritatea mi-au zis, bă, vagabonzeala este cea mai proastă alegere pe care poți să o faci în viață. Și acum copiii ăia care sunt deștepți și steți, se prind repede despre ceea ce le explic eu în piese. Aia care vor să fie cool, aia care vor femei, nu femei, care vor curve și nu vor femei, știi ce zic? Nu o să înțeleagă și nu o să mă accepte pe mine ca un om care spune adevărul, ci un hater care e dezamăgit de stradă. Eu nu sunt dezamăgit de stradă, eu pe stradă am fost jumate din educația mea pe stradă, de-aia în jur persoane online care aleg să nu comunice cu mine și să facă aroganțe sau să vorbească prost. Despre asta e albumul adevărat. Despre ceea ce am simțit și n-am spus, despre ceea ce am văzut și am ținut pentru mine. Și cred că pot să fac și chestia asta, că ar fi o premieră pentru rapperii din România. Eu recunosc că se poate ca în tinerețea muzicală a mea și tinerețea mea în general, cred că am influențat negativ unii oameni care mă ascultă. Cred că le-am dat de înțeles că e cool să fumez iarbă, deși eu n-am făcut-o până la 25 de ani. Dar am descoperit-o și mi s-a părut wow, atunci cool și de astea. Și am făcut piesa aia, Ochelari de Soare, care îmi place și acum sunt. Păi, s-a și dus, dacă e să o luăm așa, după vizualizări și după cum da, a fost primită. Dar ceea ce vreau eu să zic, că eu nu mai sunt omul de atunci. Nu că l-am găsit pe Dumnezeu sau te-ai că maturizat. M-am maturizat și acum nu mai găsesc cool să cânt despre iarbă. Cum îmi spuneau niște fani pe care știu că i-am din 2009, mi-au scris, domne, că de ce nu mai sunt piese de alea cum scăteai atunci? Muzica mea s-a maturizat, s-a adaptat muzicii care se ascultă acum și nu la modul versuri, la modul sound. Îmi plac 808-urile, îmi place trap-ul, când aud rapperii ăștia care gen de ăștia, știi ce zic? Da. Și ăstora le place trap-ul, ăstora din state. Le place trap-ul, boss, toți mint când zic că nu le place trap-ul, ei nu știu cum să bage pe trap. Aia e problema, prinde, de fapt. La noi prinde trap-ul, să știi ultima toți perioadă. Rapperii ăștia pe care îi auzi că nu le place trap-ul, de fapt nu știe să interpreteze pe o piesă trap. Nu știu să-și aseșeze aceleași versuri tari pe care le aveau pe Boom Bap. Da. Adaptează-ți-le, frate, dacă copilul ăsta vrea să asculte ce e nou. De ce vrei tu să-i bași pe gât Bobby Brown? Asta a fost muzica noastră, muzica generației noastre. De ce vrei să bași pe gât copilul dacă e deștept și dacă e vreun copil cult, ascultă Beatles, boss. N-ascultă Boom Bap, dacă vrei educație muzicală. Ascultă Bobby Brown, ascultă James Brown, ascultă... Pot să-ți dau niște exemple, Amy Winehouse. O drogată nenorocită, care s-a drogat până a murit. Dar a avut niște dacă piese foarte dacă facem label-urile astea, știi ce zic? În albumul meu adevărat ăsta de acum, ca să continuăm să vorbim despre muzică, sunt și piese foarte mainstream, foarte comerciale. Una am lansat-o acum
după cum se difuzează emisiunea, acum cam două luni se numește Ascultă-mă, da. În care a apărut și Ramona Olaru, pentru care îi mulțumesc din nou în emisiune aici la tine. O femeie extraordinară, cu totul, înțelegi, cu totul. Cum se luă, că tu ai tot felul de personalități care ți apar în videoclipuri? Da, am personalități pentru că sunt oameni care mă sprijină de mult timp. Dănciulescu, de exemplu, că vreau neapărat să spun despre el că nu e doar, nu știu, nu a apărut doar în clipul meu, a apărut și în clipul lui Nimeni Altul și Samurai. Băiatul ăsta, boss, l-am cunoscut pe Dănciulescu, a fost la mine acasă. Vorbim tot despre muzică, n-am părăsit subiectul. Nu? Dănciulescu ar fi putut să fie unul dintre cei mai de succes rapper din România. Este exact ca oamenii aia pe care ți-i dorești să-i vezi zi de zi. Enciclopedie, știe de la repul din anii 90 până încoace. Este un om care vrea să facă, care are doar intenții bune și ușor pe parcurs are piedici cu oameni care, bineînțeles, au intenții rele. Am cunoscut Lotul Național de canotaj, pe doamna Lipă, un tip la campioană mondială. Nu știu dacă e ok, vreau să spun Daniela, pe scurt așa, am avut niște probleme cu videoclipul ăla cu Lotul Național de canotaj, pentru că... Nu știu, era o piesă cu un mesaj. Nu știu dacă ai văzut ultimul cadru, eu de obicei sunt cu mesajul ăla, știi, mă știi cum sunt. Și ultimul cadru era cu un logo al brandului nostru, Dope Film Records. Și deasupra scria Guvernul României furando bailando, înțelegi? Am înțeles. Am creat niște probleme oamenilor de acolo, îți dai seama că... Și crezi că ai fost luat la ochi? Nu, pentru asta mi-am făcut probleme. Eu am, toată viața mea am fost, nu știu cum să zic. Eu, când lucram în Brașov în presă, eram concurența altui trust, care era condus de primar. Aha. Eu tot timpul am fost în tabăra greșită, nu știu cum să-ți explic. Înțelegi? Deci eu sunt obișnuit cu futaiul, cum ar veni. Da. Înțelegi? Problema mea a fost să nu le fac lor probleme. Și până la urmă mă bucur că au reușit să rezolve și mulțumesc încă o dată doamnei Lipă pentru că există. Atâta vreau să zic de chestia asta. Iar de celelalte, Vica. Vica este... Lumea o vede într-un fel la televizor. Când ajungi să o cunoști pe femeia aia, e de uns la rană. Toată lumea i-a identificat, i-a dat și ei un label, pentru că ea a apărut cu scandalul, are copil cu omul, știi ce zic? Și a văzut-o toată lumea într-un fel. Dar nimeni nu o vede cum este, de fapt. Pentru că noi vedem imaginea care o face presa, în general, unui om. Clipul a fost o coincidență. Orice am sunat-o să mă ajute, că ea are și un brand ăsta de haine pentru fete, înțelegi? Mai am nevoie de astea, că mă mai îmbrac și eu, știi ce zic? Nu te-ai gândit să faci un clip în care să apar doar în boxer? Nu. No. Să fii diferit, să fii un reporter. Nu, tata m-a crescut un pic altfel. N-arăt rău, am slăbit, știi ce zic? Păi tocmai de asta m-am apucat zic, de mișcare, dar nu sunt genul. Nu cred că așteaptă fetele. Nu. Fetele care mă plac pe mine sunt un pic altfel. Sunt campioane mondiale. Am înțeles. A fost aroganță maximă asta, da. Am înțeles la... Nu știu, ce să mai vorbim de... Hai să vorbim, uite, spre exemplu, în momentul în care un rapper face un featuring cu un artist din mainstream, cu o cântăreață sau eventual un cântăreț din alt gen muzical, e blamat. De ce crezi că e blamat și nu e înțeles? Poate piesa aia sună bine. E o combinație destul de reușită, dar tot există critică editorială. De ce crezi tu că se întâmplă treaba asta? Și nu e numai vorba de tine aici, e vorba și de alți artiști care au pățit treaba asta. Exact.
De ce crezi tu că nu putem să înțelegem? Lumea adoră să critique. Artistului. Lumea adoră să critique. Nu e vorba de filmul, e doar în pula de filmul artistului, dacă vrei să zic adevărul. Am înțeles. Lumea, în orice chestie pe care o vede pe YouTube sau o ascultă, dacă îi place, o ascultă cu plăcere, până în momentul în care ceva i-a deranjat sau a distras atenția. Ăla-i momentul de hatereală. Înțelegi ce zic? Și atunci îți scrie omul. Bă, e fain totul, dar ai zis acolo soarele, ca un bulangiu. Înțelegi? Ăsta e tipul de hatereală de la noi. Adică dacă e să nu-i placă un cuvânt, te-ai putut în cur. Înțelegi? Dacă e să îi spui unei fete, mă, nu e ok să mă întrebi pe Instagram de prețurile tale. Nu e ok să publici conversații profesionale. Atunci când eu spun lucrul ăsta, orice om obișnuit are voie să-și bage pula în mama. Și chiar am sunat-o, zic, mă, nene, uite, vrei să-ți trimit niște poze? Că sunt niște băieți pe aici care tot îmi zic de tine. Știi ce zic? Da. Ăla e momentul când el, de exemplu, n-ai auzit, nu știu, în afară de niște nebuni care fac asta doar de fan, n-ai auzit niciodată, domne, îmi bag pula Dumnezeu. N-ai auzit asta vreodată. Dar poți să-ți bagi pula în Smiley, poți să-ți bagi pula în Bipanu, poți să-ți bagi pula, nu știu, oricine. Poți să-ți bagi pula în Cedric că cântă de Dumnezeu. Mie nu mi s-a părut o chestie greșită pe care a făcut-o el. A fost o alegere pe care a făcut-o un rapper, să transmită un nou mesaj, înțelegi? Mi s-a părut foarte de căcat ca fanii ăia care erau înainte cu ei să zică, bă, dă-vă-mi pula mea, v-ați stricat. Mi s-a părut foarte jenant și penit din partea fanului, nu din partea artistului. Omul a făcut o alegere atunci, înțelegi, să cânte despre asta și mi s-a părut o alegere nobilă, adică nu a schimbat-o de pe ce cânta el, bă, hai să cântăm despre heroină. Cânta despre Dumnezeu, care e un lucru cu care fiecare se identifică cum vrea, înțelegi? Dar mi se pare greșit din partea fanului, mi se pare total greșit, da? Tu admiri un om pentru ceea ce face. Și dacă e doar o piesă, da? Și pe alte nouă îl înjuri. Boss, asta este frumusețea muzicii. Ascultă piesa aia și alea nouă scoate-ți-le din playlist, boss. Nu fi nebun, ascultă alte nouă piese în loc de alea. Înțelegi? Dar mai există fan adevărat? Nu mai există fan. Eu zic fan ca să înțeleagă ei. Da. Fanii sunt fanatici la modul, îți cumpără muzica, sunt la evenimente prima linie. Nu cred că în România are nevoie cineva de fanatici. Dar cred că ne-ar plăcea și nouă să știm că suntem apreciați de ascultătorii noștri, că asta e adevărata denumire. Da. Să știu că dacă un ascultător de-al meu, nu știu, apreciază 10 piese de ale mele, îmi cumpără album. Eu nu am siguranța asta ca artist. Și dacă mi-am educat publicul meu într-un fel, nu că i-am educat, că ne-am învățat să ne apreciem într-un fel. Am oameni care mă apreciază cu joburi foarte șmechere și care de fiecare dată când fac ceva, deși poate sunt înjurați de colegii lor corporatiști care au citit o conversație cu mine în cancan, bă, ce-i dai share lui fraierul ăla, că auzi cum vorbește ăla. Admiratorul ăla sau ascultătorul ăla o să-i zică, bă, dar auzi și cum cântă. Știi ce zic? Da. Ăia sunt oamenii care mă ascultă pe mine post și sincer să fiu, nu prea am nevoie nici de ascultătorii altor artiști. Înțelegi ce zic? Eu sunt foarte mulțumit cu ceea ce am creat în jurul muzicii mele și să ții ceva, și din nou mă refer la muzică, nu mă refer la altceva, să ții ceva 17 ani și treaba încă să funcționeze, eu zic că e o chestie e cel puțin interesantă de ascultat. Dacă n-ar nu fi de respectat, să nu îmi trebuie mie respectul nimănui, mă, frate. Uite, sincer, dacă n-ar fi fost muzica, ce ai fi făcut? Ce ai fi ales? Meseria mea, ți-am zis, este de... Ai fi făcut emisiuni?
ai fi scris, redactor. Toată lumea, cum spuneam, o ia spre munte mare, încearcă să se deconecteze puțin de rutina asta și de stresul și de nebunia asta din oraș. Tu ce o să faci vara asta? Eu am ajuns să-mi doresc cel mai mult să ajung pe la ai mei mai des. Concediile de obicei îmi place să le fac și în țară. Eu nu sunt ăla care suferă de litoralul românesc, că e murdar, că sunt jegoase algele, că nu se spală algele și tot felul de astea, știi ce zic? Pretenții de astea de români bogați. Înțelegi? Se duc cu 50 de lei la mare și vor să fie trantați ca în Dubai, ca prinții ăia nebuni, știi ce zic? Păi, contează păi și unde te duci. Păi dacă te lua bine la două stele, oameni... nu mai zice la televizor exact. Că n-ai televizor în cameră. Păi dacă ai plătit 3 milioane dacă pe două stele... Dacă te duci în vamă, nu poți să ai condițiile din Mamaia. Asta este logic. Da, dar în vamă poți să te duci cu 50 de lei să te distrezi în seara aia. Exact. În Mamaia poți să te duci cu 50 de lei să-și bată toată lumea joc de tine de la taximetrist. Hai să ne întoarcem înapoi la muzică. Ce te inspiră pe tine, Bibane? Absolut tot. Cred că e răspunsul că pe care ți l-au dat toți cântăreții. Tot ce faci. Tu trebuie să ai inspirație și pentru videoclipuri, dar și pentru piese, știi? Să se pupe. Bine, tu făcându-ți versurile și... Asta zic, de obicei când mi-am construit piesa, am deja beat-ul. Ai un film complet în cap. Eu când ascult beat-ul ăla și îmi dau din cap, zic, ăsta e așa, ori de scandal, ori de love, știi ce zic? Ori, na... sociale, de-astea, serioase. În ultimul timp m-am retras un pic din sociale și serioase, pentru că românii, sincer, nu prea rezonează cu treaba asta, cu răspunderea socială, adică e doar în pulă de tot. Nu știu dacă știi, eu ți-am zis, reminiscențe de-astea de jurnalism m-au făcut să studiez un pic treaba. Sunt vreo 3 milioane de oameni care muncesc în România, încă vreo 3 afară care muncesc, sunt 1 milion de șomeri și 4 milioane de pensionari. E groasă, boss, deci viitorul României e sumbru. E sumbru. Ăsta este și răspunsul pe care mi l-am dat când am studiat un pic azi Dani Mocanu, că mi s-a părut fucking fascinant. Trebuie să recunosc de față cu toată lumea, mi s-a părut fascinant. Jur. Mie nu-mi plac manelele, mă știi că sunt un dușman sonor și inversionat al lor. Am ascultat și eu manele când eram în liceu și de-astea tocmai de-aia nu mai îmi plac. Dar ce a făcut băiatul ăsta să combine trapul cu manelele și să se pișe pe tot PR-ul, marketingul și ăsta românesc, înțeleg, toate mașinile de PR cu bani și cu alea, mie mi s-a părut repede. O să-mi iau și pulile în gură acum, îți dai seama de la toți. Dar mi s-a părut rap. Nu-l suport, nu pot să-l văd în față, dar nu știu, parcă ceva... Parcă ceva îmi place. Modul cum și-a nu, prezentat frate, treaba sau... Da, modul cum și-a prezentat treaba, modul că se pișe pe toți, înțelegi? Mi se și pare fucking rap, ești nebun. Mi se pare rap, boss. Și ce să... Să-ți mai zic ceva. Am mai văzut că mă abțin mult să spun unele lucruri. Spune-mi câți rapperi ai putea să identifici la fel de trup. Foarte dar puțin, sincer. Foarte puțin. Dintre toți rapperii cu care tu ai stat în față, ai discutat, ai știi pe fiecare care combinația, știi ce zic? Care ți se pare mai rap dintre Dani Mocanu și câți, un procentaj? Nu știu ce să zic de pentru Dani că eu toată viața mea, pe cât a fost rap-ul ăsta, înțelegi? Eu pe singurul rapper de ăsta true, gen ca în state, a fost Ișu, frate, că el a fost gangster, înțelegi? A fost la pușcărie și a asumat ce a făcut. Iar când a venit băiatul ăsta, mi-am dat seama și mai tare de faptul că foarte mulți sunt doar fake. Niște fucking fake-uri tatuate, niște pisoi, de asta nu am nici foarte multe colaborări. Pentru că nu pot respecta ceva fals. Man,
nu știu ce să zic, ține și de oameni. Fiecare ascultă ce îi place. Dar nu e de ascultat. Și... nu e vorba de ascultat, e vorba de, de tot, de la imagine de până la cum te prezinți, da. Și ce prezinți. Mie beaturile și Atra Benz, de exemplu, îmi plac. Cu toate că ei sunt hateriți. Sunt foarte hateriți de oameni. Da. Cel puțin din ce am văzut eu pe ei internet. Au mesajul lor și în publicul lor, sigur, nu sunt, și plăcuți, nu sunt eu targetul lor, înțelegi? Deci nu pentru mine fac muzică sau pentru oamenii ca mine. Pentru fac muzică pentru alt public. Cu mesajul ăla, ce să zic, eu n-am cum să mă identific eu. Dar beat-urile îmi plac. Uite, și la Phonic, de exemplu, îmi place foarte mult cum cântă. Îmi place. Chiar dacă are autotune ăla peste, ai eu l-am mai auzit. Cu el? Băi, eu am fost, la, cum să zic, foarte aproape de a colabora cu ei. Mi-au trimis o piesă și am avut o, iar o necomunicare de asta și s-a rupt ceva acolo. Mie îmi plac, eu știu pe ei, adică, nu știu cum să, nu că ne știm. Îi cunosc pe ei ce fac de dinainte. Au lucrat cu noi la un album de-a lui Sișu. Am mai lucrat la chestii, înțelegi? Ne-am intersectat ca work, așa, ca workflow, nu neapărat. Da, uite că nu... cu... n-a fost să fie, dar, dar cu Chilafonii cred că o să fac o piesă. Dacă... Bibane, sunt multe de discutat, frate, cu tine. Uite, acum, de exemplu, lucrez, ca să înțelegi cât de deschis muzical sunt, lucrez cu Bio Marcheș, de la fosta solistă de la Mandinga. O să-i lansăm un videoclip și o piesă, cu care noi sperăm să rupem în Cuba. Deci eu am făcut o piesă, un beat latino, de la cap la coadă. Așa. Împreună cu Sebastian Lala, cu chitaristul nostru. Iar Bio a tras în limba ei de acolo frumos. I-am făcut un clip tare, pe care o să-ți-l arăt. L-ați filmat în România? Jumate. Și jumate acolo. Jumate acolo. E tare rău clipul, o să vă placă. Tu nu lucrezi doar pentru tine, lucrezi și pentru alți artiști, nu? Da, am în momentul de față 5 proiecte în afară de mine, cântăreți, fresh, pe care o să-i lansăm cu tripul nostru de dance și rap și R&B. Da, da. Cu ceea ce credem noi că este cool. Poți să menționezi, să dai câteva nume din cei cu care lucrezi? Păi e Bio Marquez, de care v-am zis, fosta solistă Mandinga. Așa. E o fată foarte tânără pe care... o turcoaică, Denise o cheamă, care e, o să fie pe următoarele piese ale mele și ori lucrăm și la proiectul ei acum. Așa. Mai e Valentin, pe care l-ați văzut cu două piese la mine pe canal. Este Șarpe, pe care tu îl știi de foarte mult timp. Beatboxerul? Beatboxerul l-a luat fratele tău la studio pentru că este unul dintre... aș zice un top 3 MC din România. E foarte tare. Poți să zic, adică, na, dacă cineva are tupeul să conteste treaba asta, să-l provoace. Să-l provoace pe Șarpe oricând, la un orice. Și eu știu ce am făcut cu el acum, că toată lumea l-a folosit pe rap, pe live-uri, pe d-astea. Pe beatbox. Ia cântă, mă, Șerpișor, un pic. Da? Să-l auzi cum cântă. Asta e noutate, nu știam treaba să-l asta. Să-l auzi cum cântă. Cine mai e? Mai e Sebastian Lala, care este un chitarist pe care l-am format de la zero. Aș mai vrea să-ți mai zic de niște artiști care sunt foarte cunoscuți acum, pe care i-am creat eu, dar la televizor sunt creați de alții, așa că am înțeles. O să mă abțin. Am o brigadă destul de puternică, la modul că sunt gangster, știi ce zic? Nu, la modul creativ. La modul creativ suntem o brigadă foarte puternică, foarte diversificată. Bine, pe lângă faptul că sunt țăran necioplit și, nu știu, alte alinturi de-astea pe care le-am primit, lumea tot timpul m-a asociat cu un personaj rasist și eu toată viața mea am lucrat într-o diversitate. Nu știu, într-o diversiune maximă cu oamenii cu care lucrez, înțelegi ce zic? Și lucrurile astea o să se vadă acum când scoatem piesele astea. Știi cu cine te-aș compara eu? Cu un artist de afară. Și prin alura ta, și prin piesele tale, ai o serie de piese dulci,
cu Ele Culci, frate. Deci de multe ori mi-a venit chestia asta în cap, vorbesc serios. Trebuie să mă duc la sală, să mă apuc să mă prind și eu de sfârcuri și de alea. Nu neapărat vecea... prin mușchi, dar alură, că ești un om destul de dezvoltat, da, și de la ai piese destul de dulci, ca să zic așa. Fituri cu, ai avut și fituri cu fete. Piesele mele sunt dulci pentru că eu ți-am mai zis când am făcut și interviu de data trecută, de acum 6 ani sau cât a trecut de atunci. 2010, dacă nu mă înșel. 8 ani. Sau 2011, a trecut ceva. Suntem bătrâni, ești de bun. Eu ți-am zis și atunci, eu am ascultat foarte multă muzică. Mie nu-mi place, eu când mă duceam pe la un rapper acasă, toți dum, dum, dum. Eu nu ascult, bă, frate, de-astea acasă, eu ascult, nu știu. Ți-am dat câteva nume. Îmi place să ascult mult muzică veche pentru că o fur, o samplez, recunosc. Te și inspiră. Eu sunt unul dintre cei mai mari hoți muzicali din România. Da, sample nu înseamnă să fur, frate. Iei o bucățică și o duci într-o direcție originală, dacă îi soi așa. Da, mulți eu n-au înțeles fur, din cei eu care când fur, le fur bine. Eu când fur, le fur bine. Fraierii trebuie să-și ceară scuze când fură, știi ce zic? Că ăștia ai noștri nu prea știu să fure. Eu într-adevăr folosesc cuvântul inspirație în sensul propriu al cuvântului. Aha. Eu mă inspir din piesa aia, nu le iau liniile, boss. Am înțeles. Eu și dacă am furat ceva, o duc în altă notă ca să pot să îmi mențin respectul pentru piesa aia. Eu vreau să mai ascult piesa aia. Dacă am furat-o și am făcut-o eu altfel, eu nu mai pot să am respect pentru piesa aia și piesa aia scade ca valoare ea în sine, nu ca valoare în fața mea. Da. Și atunci eu n-aș vrea să fiu provocatorul unei chestii de genul ăsta, înțelegi? Eu vreau, dacă mă inspiră o piesă, și m-au inspirat multe piese, recunosc, multe, ce este mint, aproape 90% din piese sunt inspirate. Am pentru înțeles. Că îmi place să împrumut starea. Aha. Da, recunosc, îmi place să împrumut starea artistului pe care o are pe piesa aia. Ochelari de soare este furată de la Devin the Dude. I can't wait till you grow up. Și omul cânta la o plantă cu care stătea în mașină. Înțelegi? Și mi s-a părut atât de fucking funny să-i cânti unei plante, încât am făcut o piesă, înțelegi, despre asta. Te inspira. Da, mă, frate, și uite că... Piesa i-a prins, frate, și la un moment dat ai scos și ochelari cu soare 2. Pentru că am împrumutat starea omului. Era o stare funny în care vorbești despre o femeie și de fapt vorbești despre altceva acolo. Exact. Ce zic? De asta ți-am zis că mie nu-mi pare rău, eu nu sunt genul de artist care să șteargă piesele de pe YouTube din cauza mesajului, cum au făcut mulți artiști, rapper chiar. Eu n-am zis niciodată, îmi place să fumez iarbă. Eu am zis, îmi place să fugim de poliție. Am dat de înțeles asta și asta a fost greșeala și o recunosc și îmi cer scuze tuturor celor cărora v-am stricat viețile. Dacă am făcut lucrul ăsta, câteodată, uite, chiar râdeam de chestia cu firea, pentru noi acum e de 2 zile, pentru voi e de 2 luni. Bă, frate, deși a luat hate femeia mai mult decât mi-am luat eu, pentru orice am făcut, ești nebun la cap. Doar că a apărut acolo. Știi că a apărut asta, stai că vă arăt în live. Deci asta e cea mai rap chestie ever. Am pus-o și la story. A, cu mafia, da? Da. Cine-i cu noi? Cine-i cu noi? Da, e foarte tare. Hai să pun și la asta. Cine cu noi strigă? Foarte tare. Și când se întâmplă chestii de astea fani, e mișto să fi multe de discutat cu tine, din păcate, da. Să ne oprim. Dacă vrei să facem ne mai spui ceva oamenilor, facem o dată emisiune de aia de 6 ore. Ma. Arătăm și o facem live. Ar fi o chestie, să facem un live. Idee. Cum să nu? Dacă vrei să le spui oamenilor, nu știu, legat de proiectele tale, de ce urmează pe scurt, poate legat vrei să mai spui de ceva. Proiectele mele nu vreau să le spun nimic, pentru că o să vadă atâtea piese de la mine, încât deci o se satură de proiectele mele. Ce pe vreau Facebook să spun? Și pe YouTube, ce nu? Vreau să spun neapărat? Oamenilor care
nu știu, au respectat ce fac până acum și felul în care sunt. Îmi cer scuze celor care s-au simțit jigniți prin asociere, nu știu, dansatorii, de exemplu, că am avut treaba cu scandalul, cu E cel mai fresh. Nu am nimic cu fata aia, eu personal. Eu doar am răspuns unei atitudini. Și de fiecare dată când cineva va avea atitudinea asta, îmi cer scuze, dar voi răspunde la fel, pentru că n-am cum să fiu altfel decât asta să... ești tu. Ăsta sunt eu. Părinții care, nu știu, consideră că nu ar trebui să mai aibă ca model copilul lor, eu zic să le pună parental lock de la, că poți să faci asta pe YouTube, poți să faci și pe TV. Dar vă spun de acum că piesele care urmează ar trebui să le asculte și copiii voștri. Ivane, noi îți mulțumim, îți urăm baftă. Mulțumesc foarte mult. Și așteptăm proiectele tale. Iar voi nu uitați că ne puteți scrie pe mail la ronmarfotipo.tv, ne puteți scrie reclamații, ce vă deranjează, puteți face propuneri și... Acum vei primi câteva. Nici o problemă. Promovesc huligarii. Ne asumăm, știi cum se zice. Și nu uitați, dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce facem noi, abonați-vă pe YouTube, dați like pe Facebook și follow pe Instagram, că așa e acum. Și o să primiți informații în timp real. Până data viitoare, Tony cu Obiectiv vă salută, numai bine! E bine așa?